Te rog. Îmi place eleganța ta, frumusețea ta. Mulțumesc. Câți ani ai, Alexandra? 22 de ani. Câți ani ai, Chubby? 29. 29. Ești căsătorită? Nu. Ai vreun prieten? Da. Are prieten. Da. Chubby are prieten. De mult timp sunteți împreună? Aproximativ. Cât să fie? Ei, de ceva timp. 2 ani, 3 ani? Să zicem. 3 ani, Chubby. Da. Ce faci, Alexandra? Cu sunt bine, mulțumesc. Sunt studentă și am și un job. Sunt game presenter. La ce ești studentă? La Politehnica. Anul? Anul 4, îmi susțin licența. Excelent, da. Succes. Mulțumesc. Da, zi-mi, ce înseamnă asta game? Game presenter, mai exact, prezentăm jocurile de noroc în mediul live. Jocurile de noroc? Da, însemnând ruletă, blackjack, poker. Wow, tu vorbești serios? Da. Să știi că am un prieten aici, Iulica, îl cheamă, uite-l pe acolo pe undeva, el ne ajută, tot ce vezi ne auzim datorită lui. Să știi că el e campion mondial la pierde bani la jocuri de noroc. O să-ți fac cunoștință când se pierde lumea, așa-i? Da, mai și pierde. E, da, se mai și câștigă, nu doar pierde. Mai se câștigă. Și puțin mai se și câștigă, adică... Uneori. I-ai luat odată, știi, ca pe Iulică, l-ai păcălit odată, i-ai dat 100 de lei și el pierde 500 după aceea săptămână. Se câștigă bine ca în jobul ăsta? Pentru... Da, acceptabil. Un job normal. Ce faci când termin facultatea? O să devin inginer. Urmează. Îți place sau? Da. E un domeniu destul de frumos. Încă nu sunt convinsă, da. Alexandra, am definiții pentru tine. Sunt foarte curios cum răspunzi la ele. Începem? Începem. Trebuie să te concentrezi. E tot ce contează. Doamna inginer, asta o să fie apelativul, nu? Da. Așa o să te strige lumea toată viața. Doamna inginer, fac pereche cu ciocanul. Că nu degeaba am zis doamna inginer. Literă? Orice inginer știe asta. Cuie. Cuie. Cuie, doamna inginer. Aș pierdut 100 de lei. V-au costat cuiele astea. Când știi răspunsul, apeși. Da. Când ai nevoie de litere, știi, te costă 100 de lei și când vrei să oprești timpul, din nou apeși, avem jumătate de minut. Alexandra, România, ce e România? Țară. Țară. Țară! 700 de lei în 7 secunde. 100 de lei pe secundă ai câștigat. Bun, mai departe. Fii atentă, Alexandra. Asta nu e foarte, e un substantiv feminin. Deteriorare, degradarea unui obiect. Substantiv? Literă. Stricarea unui obiect, doamna inginer, din nou, e un termen pe care îl stăpâniți bine de tot. Literă. Stricarea unui obiect prin întrebuințarea îndelungată. Uzură. Uzură, Alexandra, excelent, uzură. Termen pentru voi, inginerii, nu? Desfolosit, da. Desfolosit. 1000 de lei. 3 minute și 36 de secunde. Fii atentă. Vas plutitor. Vapor. Un pic mai mic. Barcă. Ma. 1500, Chubby, cât ai adunat? 1300 de lei. 1300 de lei, în clipa asta, Alexandra e cu 200 de lei peste 1500 și suntem de-abia la 5 litere, trecem la 6. Alexandra, bun traseu, fii atentă. Manifestație sau spectacol destinat pentru a atrage atenția? Literă. Defilarea unor trupe. A unor trupe, cu ocazia unor festivități militare. Literă. Sigur ai văzut așa ceva. Sigur, sigur. Alai, ceremonie. Literă. Nu-mi vine. Nu cred, Alexandra. Doamna inginer, de 1 decembrie. Știi? Da, știu despre ce e vorba, dar nu-mi vine literă. Și fii atentă, ziua României, de 1 decembrie, da? Da. Paradă. Păi vezi, măi, Alexandra. Nu-mi era în cap cuvântul, dar nu. Nu ieșea. 400 de lei pentru o paradă, tot din 6 litere. A scrie numele pe textul unui act oficial? Semnat. Verbul la infinitiv. Semnar. Hai, a semna sau a? Semnat. A semna. Da, a semna sau a?
Semna e din 5 litere. Suntem la 6. Semnat. Nu, sau, sau, du-te la un sinonim. A semna, sinonim cu a semna un act. A semna. A scrie, scris. Numai când semnezi, ce faci? Când te semnezi, te... Te... Iscălii. Da. A iscălii. Da. I-s-c-l-i. S-e-m-n-a. Iscălii. Dar știi sinonimul? Da. Era din 6. Hai la 7. Hai la 7 litere. Avem 1100. Ne-am întors din nou pe locul 2. Ciobie din nou pe prima poziție. Doamna inginer. Plan sau intenție de a întreprinde ceva. Afacere. N-ai luat nicio literă de data asta. Afacere din mai multe. E din 8, cred că. Forma inițială a unui plan economic sau social sau financiar. Forma inițială. Proiect. 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 1800 de lei. Am sărit din nou pe locul întâi. Perfect. Hai să rămânem așa. Auzi, gătești? Da, gătesc. Locuiești singură în București sau în București locuiești? Da, în București. Singură? Nu. Gătești, da? Da. Oală cu mâncare sau cu flori? 7 litere, Alexandra. Vază. Literă. Fii atentă. Gătești, da? Ăsta e un fel de mâncare. E un tip de mâncare. Literă. Un amestec. 200 de lei ți-a luat. Ți-au luat literele până acum. Un amestec de mâncare cu legume, cu de toate. Literă. Ei, nu cred. Doamna inginer. Amestecul ăla de mâncare, îl știi, Ciobi? Uite, da. Și Ciobi îl știe. Ia uite-l. Ai oprit timpul. Bine, te duc pe un alt sens. Mai avem 24 de secunde să ghicim cuvântul ăsta. Amestec de mâncare. Bă, plantele, da? Plantele. Da. Ai plante. Și... Ghiveci. Tu râzi de tine acum. Da. Da? Cum am ratat? 2200 de lei. Ai sărit pe prima poziție, Alexandra. Fii atentă. Martiri creștini? Ortodoxi? Literă. Să știi, creștinii sunt și catolicii. Te ajut și mai mult. Fii atentă. Știi Antoaneta, nu? Ciobi, nu cred că știi. Nu cred că știi. Știi, Ciobi? Fantastic. Te ajut. Ți-a venit prima literă, ceea ce e foarte importantă. Uite cum te ajut. Îți spun o cifră. Ai oprit timpul. Da. Îți spun o cifră. 40. 40. Mucenici. Ăsta e. Excelent. Mulțumesc. Excelent. 40. Știi, celebrii 40 de soldați romani care au fost obligați să se lepede de credința lor, au fost băgați într-un lac înghețat și atunci lacul dintr-o dată s-a încălzit și ei au scăpat. E adevărat, a doua zi romanii i-au ucis, dar au rămas în istorie ca cei 40 de mucenici. Perfect! 2800 de lei, 1028 de secunde. Varietăți regionale ale limbii. Literă. Ăsta e ușor. Alexandra, ăsta e ușor. Literă. Ai oprit timpul. Ai 2800 de lei. Ești foarte bine poziționată. Varietățile regionale ale limbii. Graiuri. Ca să te ajut. Graiuri. Graiuri, da. Sinonim? Același grai, dar vorbit oarecum diferit. E sinonim, da. Da, dar vorbit oarecum diferit. Știi ce ușor e? Îmi dau seama. Dialect. Of. În dialect. Da. Dialecte. Varietățile regionale ale limbii. Ah! 2200 de lei, 1 minut și 9 secunde. Hai la 9 litere. Gătești, am mai întrebat. Da. Gătești, da? No.
Alb sau verde se pune în ciorbă, doamna inginer? Pătrunjel. Pătrunjelul, 3100 de lei. Mamă, fără litere, bravo, ăsta e traseul. Ăsta e drumul bun. 3100 de lei, 1 minut și 4 secunde. Îmi place mult că ești foarte liniștită, relaxată. Care se conduce numai după criteriile rațiunii. Cam așa pari că ești tu. Literă. Adjectiv feminin ăsta. Nu se prea lasă condusă de sentimente. Pari genul ăla de femeie. Literă. Să-mi spui dacă greșesc. Literă. Ești rațional, așa, ești foarte rațională. Ești mentală. Da, ți-am dat mură în gură, rațională. Alexandra. Tu ești așa. Tu ești genul de femeie care nu se prea ghidează după inimă, îmi dau seama. Te ghidezi mai mult după... După creier, nu? Da. Te ghidezi mai mult după creier. Gândire. Are legătură cu creierul, cu funcțiile lui, cu creierul mic. Cerebrală. Da. Da, era atât de simplu, da. Era atât de simplu. Dar știi ce? Am dreptate? Tu ești genul de femeie cerebrală, corect? Te ghidezi mai mult după... Fii atentă. 10 litere, adică 1000 de lei. Ai 2500 de lei. Dacă pierzi cuvintele astea două, te întorci sub ciabi. Da. Depinde de tine să te duci pe locul întâi sau să cobori pe locul doi. Fii atentă. Persoană care oferă opinii și prezintă concluzii în chestiuni care privesc specializarea lui. E un pic definiția așa, mai gonflată, mai umflată. Îndrumător. Wow, fără să apeși, fără să ceri litere. Ești pe aproape. Foarte bun. Mai zim, îndrumător sau specialist? Mentor. Specialistul care se pricepe la sfaturi. Companiile apelează la genul ăsta de oameni. Jurist pe acolo? Nu. Sunt în toate domeniile, la bancă, în multinaționale. Specialist. Da, specialistul ăla care dă sfaturi este... Consultant. 1500 de lei. Ciabi, cât ai? 1300. 1300, incredibil. De sus de tot, ai coborât aproape de Ciabi. Dacă îl ratezi pe ăsta, Alexandra... Rămâne Ciobi pe prima poziție. Fii atentă. Hai că poți. Ia-mi 1000 de lei. Ia 1000 de lei și adună 2500 și du-te pe prima poziție. Rezistență hotărâtă. Opunere îndrăzneață. Literă. Combaterea unui conflict. Conflict. Literă. Mamă, se duce timpul. Avem jumătate de minut din clipa asta. Hai să-l găsim. Hai să nu ne întoarcem. Hai să nu coborâm. 1500 de lei ai până acum, să nu ne ducem înapoi la să pierdem 1000 de lei. Ciocnirea armatelor. Luptă. Ciocnirea armatelor. Ce fac, de exemplu, ucrainienii cu rușii? Luptă. Da, dar ucrainienii ce fac cu rușii? Îi... Ata. Îi... Înfruntare. Da. Of. Ciocnire armată, înfruntare. Olio, ne-am întors. Știi cât de sus eram? Da. Știi cât de sus eram? Eram la... Mamă. E un... Știi, un joc din ăla, sus, jos. Ne-am întors la 700 de lei și Ciabi e fericit, rămâne pe prima poziție, după ce tu ai avut niște zeci de mii de lei sus de tot. Mulțumesc că... Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Mulțumesc.